Este cea de-a 42-a zi de război, iar situația din Ucraina escaladează atât militar cât și diplomatic. Trupele ruse au părăsit regiunea Kiev și nordul Ucrainei și se pare că pregătesc o nouă ofensivă în regiunea Donbass. Neașteptat însă a fost că orașul Lviv, situat la granița cu Polonia, a fost luat la ținte de soldații ruși. Între timp, ucrainenii sunt disperați și își caută rudele printre dărâmături. Mai multe explozii au fost semnalate în orășelul Radehiv, la 70 de kilometri de Lviv. Informațiile au fost confirmate de Maxim Kozitski, șeful administrației militare regionale, care a precizat că nicio persoană nu a fost rănită deocamdată. Situate departe de front, Lviv și vestul Ucrainei au fost rareori vizate de bombardamente de la începutul invaziei ruse pe 24 februarie. Pe 26 martie, Lvivul a suferit o serie de atacuri rusești, dintre care două au lovit un depozit de combustibil și au rănit 5 persoane. De noaptea trecută au apărut și imagini cu explozii din regiunea Donetsk. Imaginile au fost surprinse de localnici care le-au postat în mediul online. Aproximativ 400 de locuitori din suburbia Hostomela, capitalei Kiev, sunt dați dispăruți după 35 de zile de ocupație rusă. Autoritățile inspectează în prezent inclusiv subsolurile din zonă. Localitatea Hostomel se află la nord-vest de capitala Kiev, în apropierea unui aerodrom. Suburbia a fost puternic disputată de la începutul invaziei ruse pe 24 februarie. Majoritatea celor 16.000 de locuitori ai săi au fugit.